Salutare tuturor și bine ați venit la un nou unboxing. O să vă arăt și pe ceva de înainte. O să vă arăt cam ce mi-am luat. Și începem frumos cu niște ochelari VR care au căzi și na, prea un principiul asta. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like și hai să ținem la treabă. Să vă zic ce mai mi-am luat de când n-am mai făcut eu bine de câteva zile. Dar săturaca asta cred că, nu știu, a făcut 200 de vizionări și doar 17 like-uri, dar eu mă bucur și de 17 like-uri. E bună ta sătura, sunt switch-uri albastre. Vă las în descriere dacă vreți să vă luați și hai să începem la treabă. Deci avem și ochel VR Park, VR de Igles, deci toate noi aici cu căști, cred că poți să le dai mai așa, mai cum vrei tu. Și da, hai să începem la următoarea chestie, că pe thumbnail cred că vedeți PS4 și vreau după aia, stați un pic. A doua chestie, începem cu jocurile mele, Call of Duty Infinity Warfare, care nu am jucat, cred că na. Și stai, nu se vede bine. Watch Dogs 2, e șmecher că l-am văzut la Max Infinit, parcă. Day 2, cred că știu. Și ăsta, gen, cu Naruto, parcă. Cred că e Naruto, nu știu nicio. Și, da. Cam astea sunt jocurile mele. Gen, părerea mea, zic că mi-e place cel mai mult, să fiu sincer, e Call of Duty, dar vreau să-l încerc neapărat, că l-am încercat pe ăla cu șapca pe PS3 și na, cred că am și un videoclip vechi cu PS3-ul și da, îl pun în descriere și am dat un update la PS4 și acum hai să vă arăt PS4, revenim. Și ultima chestie, PS4, după cum vedeți, merge, astea sunt, cred că știți lumea că eu am avut un PS4 acum ceva timp, dar nu am făcut loc cu ele, am avut doar PS3, mi-am luat după aia când am venit aici în România și o să îl încerc, dar nu am control, v-am zis, și da, ce să zic, e un pic murdară știa după aia și da. Cam duc acest unboxing, o să mă reapuc în curând de YouTube, nu vă promit absolut nimic, pentru că nu am cu cine să filmez, pentru că am vreo bare treabă pe astea și știți cum e, las link în descriere că a postat ceva nou acum, nu știu, nu m-am apucat bine să văd, dar am văzut ceva numai din el. Deci cam duc acest episod, eu sunt cu episod. Cam atât cu acest unboxing, un fel de unboxing, cred că unboxing, da? Și ne azim data viitoare, pa, pa!